dincolo de plusul de informație pe care îl aduce cartea, dincolo de partea de adevăr pe care o aduce Steleantă Năstase în fața noastră, dincolo de aceste momente de istorie care sunt expuse clar și înțelese de un om care are 20 de ani sau 30 de ani acum, deci n-a trecut prin perioada comunistă, Steleantă Năstase mai are o calitate, că nu plătește polițe, nu și-a scris memoriile ca să-l facă pe unul sau pe altul, un cunoscut, un om, un director de editură sau chiar un lider de partid să-l facă albe de poci. Există acest tratament care îi permite lui Steleantă Năstase să privească lumea și să adune din toate cioburile de memorie, să adune o epocă. Dacă el ar fi apăsat prea tare pe pedală și l-ar fi încondeiat pe X sau pe Y, cumva cartea ar fi avut niște protuberanțe. Așa, ea este într-adevăr o mărturie valabilă, o mărturie importantă despre o lume, despre o epocă și despre o lume culturală. Și aici vreau să ajung. V-am spus despre povestea respingerii celor două cărți, care nu are o explicație. Dar mai e un fragment, am insistat și în interviu pe care îl puteți vedea pe platforma Cultura în Direct, pe platforma realizată de Muzeul Național Literaturii Române, am insistat pe momentul 1977, Paul Goma. Steleantă Năstase spune foarte clar în această carte și mă bucur că spune aceste lucruri, că dacă mai mulți scriitori s-ar fi adunat în jurul lui Goma și ar fi semnat și ar fi fost solidari cu el, atunci chiar traseul lui Nicolae Ceaușescu de om politic s-ar fi schimbat. Dar așa fiind doar doi oameni, din care unul a retractat parțial, e vorba de Ion Egoițescu, doar Ion Vianu a fost alături ca scriitor, fiind așa de puțin în jurul lui Goma, cumva poziția lui Ceaușescu s-a întărit în lumea scriitoricească și în lumea culturală, l-a dat deoparte pe Goma și a mers mai departe cu o pletoră de oameni care l-au lăudat până în 1989. Vă felicit pentru această carte, sunt un copil al războiului rece, Steleantă Năstase. Cred că e o opțiune bună pe care a făcut-o editura Corint să scoată această carte. Deși, vă spun, nu e un an normal cultural. E un an greu, cărți mai apar, dar se vând greu cel mai mult online și mai este un lucru, reacțiile sunt destul de slabe față de alți ani la orice carte care apare acum. Lumea se gândește la pandemie, se gândește cum să se ferească, se gândește la începerea școlilor, deci toate problemele din societatea românească apasă mult mai mult pe noi decât o carte. Dar cu toate astea, dacă ne găsim un răgaz de o după-amiază sau de două după-amiezi să citim Sunt un copil al războiului rece, eu cred că suntem câștigați. Felicitări, Steleantă Năstase!